chiar că ei e... Nu, ei nu, e vorba, dar e... altă. Nu, 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 deci acela era planificat că dacă cumva la cimitir acolo a să iei casă ceva, a zis că el poate ajungă gardul cel în partea cealaltă. Așa am vorbit cu putea să zic. Deodată, domnilor, zic eu facă numai parte dinspre Coteasă, dinspre Constantin, dar pe urmă s-au hotărât să facă tăți până acolo. Și amu, încă mai apărut, că eu am fost cu domnul Buzeu, am fost, vreau zic că se revoltă persoanele cele de la stadion, vă dau informații, că ei nu au acces, acolo îți duc gunoiul, pe acolo îți duc crujdanii, îți duc căprele pe acolo. Dar grupul de inițiativă, categoric, noi am scris proiectul să închidem și pe loc public și să fie închis terp. O să fie partea centrală și două portiți mici, una mai încolo, una mai încolo și nu știu cum, dar o să fie două portiți mici. Și poate cu vreme, în așa le-a lămurit, cu vor doamna primar, că poate cu perspectivă la anul să proiectul să înainteze și să facă gard din partea ceilalți, să închidem întrebarea. Când acolo le-a spus că ei ăștia inițiatorii proiectului, sunt dușmanii numărul unu din altul din scoate căprile. Dar toi, partea centrală, fă treaba ta acum. Dacă erau grădinii oamenilor în partea asta, da. Iată, eu v-am dat o informație mai foarte. Nu, nu, nu merge și așteptăm și la stadion cu ce, cu digitale participative. A șapte, cu privirea la executarea bugetului primăriei pe trimestrul 2, a la anul 20. A primit rapoarea. 3 milioane, 3 milioane, deputatele, 3 milioane. Cu privire la expunerea la licitație cu drept de locațiune a încăperii. Ați primit decizia, spunem, în arendă 3 locațiuni, la farmacia, banc, gazdășchiki. Gazdășchiki, o parte banca, farmacia, banca de valiu, mă rog. Păi, banca în scos-o, e și-o retras cererea. Nu, acolo păi, am ridicat, am... Dar și da prim, secția de gazdare și farmacie. Da, oare să scoți, dar s-o dat acolo, acolo tot e primărie. Da, banc popросил, сказали, они в этом году сделали своими силами ремонт. И у них просто нет денег, заказали новую мебель, у них просто нет денег, чтобы платить аренду. Но как только начнется новый год, 21-й год, они дадут заявление и попросят, чтобы подали в аренду. А, по начислению 20. Как 20 с чем-то лет. В общем, в лечитации принял участие фармачия. И они выиграли. Потому что других не было желающих. Но они пришли с череды, чтобы им дать не на 3 года, а на 25, чтобы сделать модификацию в этом дичизе. Но это будет следующим вопросом, мы еще поговорим на эту тему. 9. У приверия на экзаменаре череды, вот, у фотографии, поцелука, бань, у карапу, чтобы мы знали. Nou bara 1 cu privire la formarea bunului imobil prin separare. Doamna inginer cadastrală a fost în concediu, dar documentele le-am pregătit. Marți, doamna Galina, a fost delegată cadastrală. Nou bara 2 cu privire la prelungirea contractului de arendă a terenului prin bun public APL. Прилонжире контракту и отеренному по номер кадастрал, супрапаса, древу, лепада, у лепада, вот прилонжире контракту. Ноу бара трей, упривирила апробаре контрибуции и начале, а локалитеции центру имплементария у субчесула проекту реабилитария Адоу Алей де Фарку Виктория. Проект опост... Чигат,
grupa детей на гимназию, у фондаму комиссия финансаторы консилиум районал, у ГРЗУ, воинная партия Виктория, Садем, Амина Жанды партия, Асадила Шпалоку, Венчку, Ольгинку, Гудой. Она сошедуальная? Да, да, она есть. Дичизия дечи, купривиряла локари межлачи за улор, шестикаря бюджету. Баню под локаш, шестикаря, дупа через лет, старевое, дичи. Купривиряла локари межлачи шестикаря бюджету. А, это было, да, дечи дичизия. А что такое? Eu la timp de toate, că am întrebare, deși nu s-a făcut, s-a dus la cotul și cu strada, deși ele nu s-a fost în stradă. Da, da, acolo contribuția grupului de inițiative a fost scrisă în proiect CV at Spoie, da. Și când ei au fost făcutele, s-a dus în iulie. Da. Eu am chemat grupa toată a fost aici în sat, nu atingeam. Eu am cerut că dacă ei au dat garanție că ei ies în stăleț. Ele au spus că noi, fără consilieri, în teme, în mondial, și au spus că noi să vorbim cu consilierii și apoi acolo sector, împreună să ne ducem acest salon. Bine, eu mică n-am împotriva, am dat recursele, deci nu am spalat, au spus că ei au sunat la toți consilierii și cineva a spus că se ne vor apoi, cineva că când a stai de timpul, da, 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 ну, сначала говорили о том, бани у нас настраз до яни урна, в конту асоциации моно, которая была датори, ла, для сценера конту. Дин стат, что у нас юнус не уйти, как так, до уйти, а потом мы мост, ладим бани, кари группу эта инициатива, для сера потерла консилю района. Что тажун бы тимбу, какого тот, кто скимбат, уни, со тут, алты, Odinit, dar contabilitatea o să revină la loc și eu trebuia să raportez. Și pur și simplu, pe viitor, când lucrurile noastre de copil o să vrei să înaintezi un proiect, o să primească ceea ce o să primească cu imagine foarte negativă. Cei ce ține din instalare, contribuția lor a fost, ideea a fost foarte bună. Împreună cu dumneavoastră și cu locuitorii fiecare străzi acolo, meargă și se instaleze, sărbătorească în fiecare mahala succesul implementării proiectului, să facă niște fotografii, să facă niște reportaje și așa mai departe. Da, ei trebuiau să mai propui încă niște boluri de este pentru chestiile astea, nu, bani pentru chestia asta, începuiți să facă nu. Harta care trebuia din proiect să o facă, să o instaleze în centru cu punctele principale ale satului, ca când vine ambulanța, să fie mai ușor de găsit, nu oamenii din celălalt capăt de sat, să iasă în centru satului cu noi, pentru că noi trăim experiența asta. Dar, de exemplu, să fie sala de ceremonie sau acolo, sau stadionul, măcar punctele astea și oamenii spună, eu vă aștept la stadion, unit ambulanța, vede casă și pentru hartă, iarăși nu se ajung bani. Cum așa nu bani? Nu se ajung, dar păi, da, asociația MONO nu s-a put, nu în toți banii care s-au colectat, acolo s-au făcut 20.000, nu s-au făcut, doamna Veronica, 20.000. Nu s-au făcut, dar cu o mărți vorba că harta poate de unde știu că s-au făcut, sunt și banii cei s-au grăit cum? Cum s-au grăit? Banii trebuie să fie pentru repartizare. Asociația, așa, ca scoate, după la oameni de unde banii s-au făcut? Trebuie, dar păi, asociația asta nu e... Dacă nu are școala, doamna Sica, nu e o problemă, spune Consiliul Sătiei acolo în bolul. Dar nu trebuie să spun Consiliul Sătiei, cum i-ați înțeles modalitatea cum s-o pune. Cum vă înspuiți că ați luat bani din primărie și ați dat la o asociație obștească? Acolo este statutul funcționării asociației părinților și pedagogilor. Unde fiecare părinte, până acum și eu am avut copii și noi tot am stat la... Noi venim cu contribuție. Până nu știu câți ani de zile contribuția asta s-o strâns, pur și simplu, bani.
așa fără temei normal, fii trebuie pus în cont și din cont trebuiau fi cheltuiți, dar acum diferența asta de 2000 și nu știu cât, în anii erau 2000, fii din stat a rămas numai 18. Anul ăsta era 1000 jumate, când eu am fost, am adus plăcile, în vară era 1000 jumate în un lipseu. Nu, abia da, 1000 jumate între prețunerea contului, între contului asociației. Banii ăștia nu s-a ajuns pentru hartă, da? Și nu s-a ajuns pentru hartă, acolo la hartă trebuie și contribuția consiliul local, dacă țineți minte. Și eu nu știu cum acum de făcut și problema nu a fost nu a fost instalată. Problema a fost, consilierul a avut dreptate. Noi atunci la consiliu, când ați vă aduceți aminte, noi am discutat mai mult despre cum să, de unde se consideră început străzi și am zis că ne orientăm din centrul satului. Dar noi n-am discutat atunci pe care partea străzi. Dar dacă la prima casă, din partea dreaptă, de exemplu, e gardul de sierte, cum e că domnul Iurie spune că a fost în teritoriu și a văzut. Acolo, prima casă, e un gard de sierte. Unde eu merg? Păi, știi. Eu vreau să spun tot în contextul ăsta, că în primul rând, ca spui, a făcut legea pe gardul părinții oameni, să-i întrebați oamenii de ce dau acolo. Deci, să trebuiești gardul și se păi. Dar primul rând, trebuie să făcut chestia asta, ca să putem face ceva. Dar după cum am stat foarte mult în gardul de sierte, și nu am văzut că a făcut mai timp. Am pus o stavă, stava și eu a pus la copă. Nu la noi stava, da, da. Copiii este trebuie de ajutat să-i prindă aripi și să meargă mai departe.
Știți că banii șemi nu sunt de la școală. De cum vremea pe cui rămas, Tamara? Că nu strâng bani la părinte. Adică îți dați de membru nu strânge, da? Nu strânge. Și când s-o strâns, nu s-o pus cont niciodată. De mult, mult ani. Eu, după cât am citit ce înseamnă să și să studiască, primăria, Consiliul poate acorda cu destinație specială asociațiilor cu destinație specială. Nu poate primăria să finanțeze o asociație. Nu finanțare, dar cu destinație specială. Dar cum e destinație? Primăria vine cu contribuția la orice asociație specială care aduce un proiect, vine cu contribuția. Dar primăria nu dă banii traduse, adică contul asociației obștești. Ei cum să zic, și cheltuie și o arată ca contribuție la proiectul ăsta, cu documente justificative. Nu se dă de pe cont și cont. Eu nu știu cu gospodăria comunală, dumneavoastră, acolo e alt statut. E nici nu se numește asociația obștească, dar e mare statut aparte. Asociațiile obștești nu pot primi direct finanțare de la primărie. Dar, Stefan, noi vă rugăm să vă apucați de... Eu azi vorbesc la Mara Ivana. A zis doamna Tatiana Mireac și așa, 3 ani am început o proiect. Uite, e roftie și... Da, să ducem pe la capăt, că mâine a sunat femeie și... E-am boli la mâine, foarte nimic. Trebuie dus până la capăt. Trebuie dus, eu nu știu, că în primul rând a trebuit să zic în care parte, cum de instalat, chestiile astea și... Lăsăm așa, ies consilierul de sector cu copiii și așa își văd cap consilierul de sector. Corect, nu stânga punem pe dreapta, nu de unul punem altul. Nu este nimeni mare problemă. Adică ai locul, dar nu e ideal. Nu este nimeni mare problemă. Mai de prima casă din pe două. Dacă nu va un lucru nu clar, la intersecțiile unde e gardul de sector, de unde se simbolize? Domnul Andrei, fiecare sector ați bat capul, gata. Ați zis cum de merg, ați mai ales acolo 1.000-2.000 de lei pentru niște lucrări. Fiecare consilier ați bat capul, da. Fiecare intervin, nu se întrerup, nu mai e chiar așa. Gata dacă e palân, hai eu le salau un metru și un metru. Nu le salez doar 2 metri. Să-ți meargă și neva azi în față, să întrebi. Păi, dar și noi instalat... Și aveți un metru. Dar copiii au mușit și-o adus, dar și le-au instalat. Consilierii, fac baptă din pagă. Dar dacă nu-ți permite gardul, cum zic, dar nu ești în zi. Noi trebuie să-i facem. Stimați consilieri, eu propun să ne reorganizăm cu 3-4 consilieri. Chiar dacă trebuie un capăt de trup la gardul și de pietre, s-o lua de acasă, că nu doar un interes, s-o varit o bucățică de urmic, s-o aranjat și tot. Deci, Paul și cam la o distanță, aproximativ. Și să avem carta care cu truba lor, cu diametrul lor, cu truba să fie în satul. Nu la tot zgarbul de țet, domnul Andrei, tu dacă mai chema că vreau frumos. Nu tot satul în țetcă. Da, sunt acolo dacă s-a nimerit la 4 și de țetcă, ori tu un gardul și-a numit tot ideal. Tu uiți la stâmpul de țetcă, că nu e obolnic, nu e stâmpul de șpalieră și aici ea. Dacă stăie în capă și trubă și asta e... Dar cum s-ar putea, dacă gardul de la 30 de metri, s-ar putea nimerit cu strede? La ce am mai instalat, dar? Și eu aveți un leac de răbdare și dați-i voi să îi expună fiecare cum am zis. Nu fiți așa de agresiv. Nu nimeni nu îți trebuie de loc. Păi stai la pământ, stăm pe loc ca să... Trebuie loc de poate la și distanță și în altă. Sunt gardul la cot, eu am fost eu pe sector, la mine la cot, e 30 de metri de gard de sierte așa din alt. Tot stâmpi așa din alt. Și îmi fac ce e groapă. Și spuneți-mi, vă rog, cum să-l instalez eu?
Aici cine e vorba? Nu, 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 Uite, prezentați-vă prin carul lui, să lasă în care nu e probleme. Nu e problemă. E problemă. E Eu consider că noi trebuie să ne apreciem fiecare în sectorul lui, la cinci secții nu corespund gardurile pentru a instala acolo, dar fi necesar să fie cu gardurile. Dar știm în seamă stații, niște ce trupă aveam nevoie, ca știi, de ce e anul. Domnul Andrei, dacă știi ce, am adus și la magazin, e mie de din capăt și la. Până în bar, unde spui, în care, dacă nu e capăt celălalt, în capăt celălalt, aici în mijloc, stai de pe cea mă știi, de ghegă. Dar e de făcut fața, eu am o propunere, de făcut fața, de văzut, de văzut, de văzut, de văzut, de văzut, dacă mai trebuie o plăcută de asta, de la primărie, de la comandă. Ce zic că tărăt în prima întrebare. Prima întrebare. Prima întrebare. Nu prea mi-e până încolo. Probabil, dar n-ați făcut în Da, nu este una care a stat o ședință a comisiei și eu știu părinte de vorba despre ce toate contractele, proiectele de format, închete între primăria Burabâcu și alt partener juridic, și trecuți prin proiectele. Prin comisia juridic sau prin președinte. Într-o zi, discuții cu domnul președinte, putându-mă la decizia asta, am întrebat, care e scopul la decizia? Domnul președinte, eu zic că scopul de bază, după cum s-o vorbit și în ședința comisiei, a fost de a îmbunătăți conținutul contractului în interesul primării. Și asta așa, nu am dat așa la decizie, și am zis, unde a fi tot trecut prin comisie? Că nu știu cum. Și am vrut să întreb, decizia și cum? Și mie nu e clar decizia ce e, toate contractele sau la pensiune. Eu chem să avem în judecată că nu aveți drept să primiți așa decizia. Eu nu eram împotrivă deloc, că
toate contractele sunt la contabilitate. Ele toate tipovie, cum cere trezorărie și... Trezorărie, mă interesează da. Să fie clar. Cu cine încheiați contractul și unde se duce suma. Când îți interesați banii, ați fi impozitul. Dar condițiile de contractul trezorului nu interesează, el nu se uită. El se uită dacă agentul economic care este primăria, îi transferă bani, e cadrul legal. Da. Primul contract care a fost scris după decizia asta, asta a fost contract cu avocatul. Nu se numește. Și noi am dat proiect decizie la Andrei Pavlovici. Avocatul? Noi dimineața trebuie să încheiem contract și noi prin e-mail trimitem, scanem la Sveta că foarte repede trebuie de primit decizile. Să vedeți asta? Vă dați seama ce spuneți. Da. Că noi cu speșa asta, da. Că foarte repede trebuie să facem, noi putem să facem așa o eroare, să semnăm un contract care îți contravine. Și eu, aici nu vinovată, dar nu dumneavoastră. Să acceptăm niște ceriți la contractului care nouă nu ne convine. În 5 ani numai o dată contractul a fost dat. Nu-i bine făcut, dar asta a făcut ca, avocatul Capbătut, care a stășit dumneavoastră, nu eu. Și asta nu mă pun în contract care noi am avut probleme. Eu din cât contract am văzut? Nu mă pun în contract. Dar în 5 ani, și 60 de contracte anual eu am avut. În 19 noi am avut 65 de contracte. Și iată am avut transformator. Сгорел трансформатор этот. Ребята там в теплицу вбухали кучу денег. Трансформатор принадлежит примарии. Нам его срочно надо ремонтировать. И еще треть села водой снабжается. В самую жару плюс 40. И я буду... Андрей Павлович, давайте посмотрите. Вы неделю будете смотреть. Потом комиссия два раза не соберется. И там все высохнет. Они вечером сгорел трансформатор. На следующее утро мы уже подписали контракт. Уже зарегистрировали и уже работали. Это была декизия АСА, вам понимаете. Это была декизия АСА, я подчипал. Да. Комиссия. Да, и у них нам потребует так было 100 контрактов. И у них нам скрипта сколочева в деловине. 100 контрактов или типик, кул инкеи, 100 или примарили. Ну и не миг, ну ест один Дмитрий Калин. Eu foarte greu de găsit agent economic în țara asta. Foarte greu. De atât aș trebui să fiu mai precauți la locul ăsta, că noi putem nervața la un mășelic. Da. Nu pui așa o, Andrei, un contract. Andrei, vă înțelegeți că eu răspund. Nu putem judecați. Nu primărie, nu consiliu. Eu semnez contractele. Și eu nu mă tem. Dar mă tem, foarte mult mă tem. De atât eu... Văd cu cine eu înscriu contract, semnez contractele. Capătul, doamna Lilia, n-ați văzut cum a semnat contractul. Capătul, da! Că ați văzut dumneavoastră, eu am văzut. Nu i-am văzut, dar cine a semnat contractul? Așa se fac contractul. Nu i-am văzut. Dumneavoastră trebuie să știți contractul. Știți că decizia a fost până la sfârșitul procesului. Dumneavoastră semnați contractul. Da. Vă dați contractul. Trebuie să știți cum. Asta nu-i drept. Asta a fost unică greșeală în 5 ani. Da, a fost greșeală eu. Dar nu eu am văzut agent economic. Dacă au fost categorii motive, ca președintele comisiei juridice și comisia să învață pe proiecte de contract. Au fost așa ceva. Deci nu întrebăm că vă se schimbă. Da, au fost așa. Bine. A fost așa cu aia, cum zici. Am fost așa de acord. Nu, Alioșa. Bine, eu vă dau cuvânt.
la fel consiliu, că numai bine că avem citate de contract, eu dăm lui Andrei Павлович, el vine, el dă un proiect, da, o zi, și a doua zi s și dau o comisie. Pentru organizarea și facturarea legilor cu cuvintele bucurilor.
Un birou pentru alegătorii din statul Burapăcului și să știți că el o să fie în Lijban și se propune vă propune lista membrilor cu drept și vot imperativ a biroului a secției de votare numărul 4 din Gura Vâcului, sediul gimnaziu Gura Vâcului, Cervenco Tatiana, Pașcan Gadina, Vadim Aurelia, trei membri și trei membri în rezervă, Erezana Olga, Andrisa Daniela, Costica Daniela. Care sunt propunerile obiectii de... Deci nu Costica Daniela. Costica Daniela... 98. Da. Casnic, adică nu e încadrat în propunere. Nu cred. Ba, consilier, eu am o propunere. Okay. Este doamne, dar chiar două doamne responsabile care lucrează la poșta locală și aș propune să, într-adevăr, poarta țării, că e un mandat întreg de 4 ani de zile, și aș propune să Costică Daniela să schimbăm cu o doamnă la de exemplu, cu Pușulari Tatiana. Mie ești foarte responsabil, așa că trebuie un responsabil, nu pot să fiu un copil. Înaintați propunerea de drept. Cine-i pentru? Pentru a schimba Costică Daniela. Dați-vă, la cei de bază sunt obiecte. Nu, la cei de bază, trei de bază. Cerdem, Copașcan, Vadiu. Nu. Deci, la rezervă. Sunt doamne solide și lucruri. Da, și primul an când... Da. Eu scăpând cu alegeri. Nu vreau să scăpând. Așa. La rezervă merg. Ierezan, Andriuță Daniela. Costica Daniela, o copilă cu Stolica. Și la Tatiana. Și la voi. Cine-i pierdut? Ori pentru... Ori faci trei candidaturile registrurile dată. Toate, domnul. Toate, domnul. Asta vă dăm școală, da? Gimnazie. Da. Ce îmi pierd pe ce noastră consideră? Eu mă cuic pe Sfântul Daniel și Sfântul Tatiana. Așa, un anum. Andriuța Daniela. Ce propune? Te trebuie să trebuie. Te trebuie să trebuie. Te trebuie să trebuie. Te trebuie să trebuie. Deci numai asta. Anu, Andriuța și Sfântul Tatiana. Erezanu, Andriuța și Sfântul. Dacă ați văzut lucrarea la biblioteca, poate e lucru. Dar mai scoți un nou dat. Când dau planul biblioteca dumneavoastră, nu e problemă. Așa. Mergem mai departe, da? Da. Privire la desemnarea candidatului pe sfântul de membri de drept de vot Comisia Electorală Centrală a recomandat, a venit cu recomandarea ca să deschidem. Da, a definit dumnealor o vreodată 4, noi am refuzat al lui Sămișuna, până la urmă s-au convenit la două secții de votare. În ambele amplasate în Casa de Cultură, una în sala de concerte și alta în foaier. Sunt propuși ca paranteză, adică eu discut paranteza că primăria de acum o confirmat
cumplirea acestor două secții de votare. Cum o confirmați? Să-ți confirmez dacă din Consiliul Numărul de Ședință. Da. Și dați-o voi, vă rog, ca președinta comisiei. Domnule, dați pe mine raportul și apoi dumneavoastră. Deci, Consiliul nu deschide sau închide secții de votare. Asta o face CEPO. Consiliul doar propune membri în birou. Și ca să fie clar că dacă noi avem dreptul să refuzăm deschiderea, dacă dumneavoastră votați, numai nu știu dacă cancelarea noi nu abrogă. Nu, se abroge. Că... Da, dar în cazul în care dumneavoastră pur și simplu, nu, domnul Dreita, să-mi voi face informația, în cazul în care dumneavoastră nu să înaintați membrii biroului, CEC-ul funcționează problema foarte simplu. Aduce membrii de la CEC, trimite. Adică ei iau prin raioane, prin sate și trimite de la spate. Asta e tot. Dacă dumneavoastră refuzați deschiderea secțiilor, asta e alta. Dar numai să țineți cont că putem fi atacați cu cancelarea de fie anulată decizia noastră. Eu doar vă dau știre numelor ca să spun la urmă, lista membrilor. Pentru votare din foaier, sunt propuși Farii Svetlana, Costeți Angela, Oicova Veronica, în rezervă Cozucar Tatiana, Jicom Elena și a treia persoană, nu știu cine e comunitatea voastră. Nu înțeleg, dar de când este avizul comisiei de specialitate, că conducându-ne de situația epidemiologică de Republică, și având în vedere restricțiile impuse de comisia stării excepționale, nu ne permite nimic ca să deschidem niște secții de votare pentru cetățenii în stânga anitul sărașului din Ger, teritoriul satului Gura Băcului, unde vor fi implicați persoane cu viză de reședință din afara localității. Asta e un risc foarte mare pentru satul nostru. Eu consider la un sat unde nici, nu știu dacă mai sunt 2000 de cetățeni prezenți în sat, să ni se aducă conform cenzor sau drepturilor două secții, 6000 de persoane la vot într-o singură secție. Închipuiți-vă, anul trecut și-a fost în centrul satului cu o singură secție și acum o să fie două secții. O să avem autobuzul pe la... Două poți am trecut. Una la primărie și una la primărie. Două poți am trecut. Două poți am trecut. Două poți am trecut. Două poți am trecut. Și eu consider comisia de specialitate o considerat normal ca să ieșim cu delier față de Comisia Transcentrală, în care se spune că Consiliul Local Gura Băcului, convocându-se în ședința extraordinară din 28.09.20, a examinat propunerea dumneavoastră de a deschide pe teritoriul satului nostru a secție de votare pentru cetățenii cu viză de reședință în stânga Nistru și orașul din Ger. În urma dezbaterilor, fiind înregistrate, fiind îngrijorați de situația epidemiologică din țară, raion și stat, considerăm ca fiind inadmisibil deschiderea unor secții de votare pentru persoanele cu viză de reședință din afara localității noastre. Consiliul Local Gura Băcului întreprinde toate măsurile care duc la protejarea locuitorilor satului Gura Băcului. Și la acest demers, Мне предложили все открыть эти два участка. Почему? Я так думаю, что посетителей будет очень мало, потому что границы закрыты в первом туре.
Обычно как мы им не разрешают уезжать. Это чего? А во втором туре откроется граница. Есть привозят. Anul viitor. Cine pentru propunerea comisiei?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Împotrivă? S-a abținut? 1, 2, 3. Atunci am zis că lista mai departe la rost, știi? Nu facem. Da, dacă e acolo nu merge răspunsul nostru. E din poanei lor. Nu mă zic că ați primul sat, eu cred că mă lăbat așa. Mai știu, noi suntem primul sat care... Nu suntem primul sat care puteți situația ei bărăuși. Pur și simplu, eu am făcut remarca asta înainte de ședință și o fac și acum. Dacă noi nu deschidem, și oricum ați deschide, dar și dai oamenii lor. Dar nu deschide ce? Nu pot fi instruite. Unde se cuiva la ce? Dar străinii nu știu cum ați lucrat. Întrebarea 5 schimbați cu a 3-a. Da. Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate a bunului imobil. Răpător, Pascal Galeanu. Aveți proiectul de decizie, întrebări, vă dau 4. Как дополнение к этому вопросу, тому, что сказал инженер Кадастрал, консилиум Районал подал проект на 15 миллионов в АДР, Джинсиля, Дебюзултария, Дебюзионал и Чемпро на такую рототуристику, Дискиберя рототуристика от Мирен до Варницы. Вошли в нее села Мирены, Спея, Телица, Гурабыку и Варница. И 15 миллионов стоимость проекта в чем заключалась? В Миренах есть музей, который выслали в Сибирь в 40-е годы. И они получат как бы по этому проекту 800 тысяч на постройку землянок, там, хибар каких-то. В Телице обустроить на гектаре там сад Молдовня, Варницы, там, где Карл XII был похоронен, тоже миллион. На Гурабыкулу было решено попросить 5 миллионов лей от Адзери, чтобы восстановить этот погреб. Причем, кроме того, что восстановить, как пункт питания, как ресторан, кроме берега. Проект был подан 23 сентября. И так как этот погреб никому не принадлежит, если АДР, вы знаете, это агенция государственная, и если не примем мы на баланс, то район сказали, что они возьмут его. Как они могут дать? Ну, да. Будут какое-то решение, я не знаю. Я не знаю. Я к тому, что проект подан. Я этому начальнику экономического отдела, которому поручил председатель района заниматься или бремя, я не знаю, кто ему поручил, он занимается вопросом, сказали, давно ли, когда будем искать пути, как взять на баланс государства. Но это я к вам информацию. Я знаю, что говорилось на комиссии, принимайте решение, какое вы примете, такое и будет. Я вижу комиссии. Да, помойте дискуссию, а принципе, ну, хорошенько дискуссия. Я пропоную, если
pot vieții de la Drăgălină, mă pot implica încă o dată într-un proiect și deoarece nu aud continuitate proiectul, fiindcă nu-i după balanța primăriei. Și eu zic părerea asta că dați oameni buni sau să nu rătăm proiectul care se înaintează, să mergem înainte. Noi, alții au argumentat că acolo este terenul Letitiu, da, dar ei poate să prelungească Letitiu încă mulți, mulți ani până scotărească. Să dați eu, asta e propunerea mea. Dați terenul ca terenul. Да, по всем кому сейчас был район, что интрибация, ситуация, бене, штетка. Да, ну и я вижу, ну, все одно, когда Ковчейка назад. Да. По всем, куда подъезжал. Я уже видел, что в районе надо было до 3 сентября. А вы сели, что нужно надо помогать, а потом здесь будет. Тогда по мне есть еще, а все, а все, если... Мама, У меня предложение принять на баланс. Почему? Во-первых, чтобы не терять эти деньги, конечно, если нам их дадут. Во-вторых, да, во-вторых, он все равно разрушается. Он и дальше разрушается. Что он будет? Он будет и дальше разрушаться. И дальше он быстрее будет разрушаться. Потому что там уже практически много, ничего особого не осталось. Толк тогда? Как толк тогда? Ну, мы можем увидеть и другие проекты. Мы сделаем. А что толку, что он будет стоять плохо? Да, но мы можем увидеть. Там у нас появятся хоть какие-то возможности. Мы можем что-то делать. А так он просто будет стоять. Ну, Настенька, зачем его возут в ультимодат? Я не перегадываю здесь. Чем его возут в ультимодат? Comandă primăriei, tap și ne vrea să face baiteni, vrea să facă de-am iazul, uite, primăria e într-un loc de pepetat, așa mai cu deșul. Că pare deșul. Patru.
Aici ar trebui să depus votul din nominal, să argumenteze. Din ce cauză Brăzeciu nu-i stocăm chestia? 1-2, domnule. Dacă vă dau argument, după ședere. Vreți, vot nominal, poftim eu întrebi. Deja s-a făcut la produs. Deja s-a votat. Paritate de voturi, o punem la discuții data viitoare? Cum paritate? Pro 4, pro împotrivă și 2 abținut. Paritate de voturi, o punem data viitoare în discuții? Da. Da. Da.